Și protopopiatul Oltenița și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul, mitropolitul Țării Românești. Sfânta liturghie a fost oficiată la Biserica Sfântul Nicolae din municipiul Oltenița de preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. În ziua în care protopopiatul Oltenița și-a sărbătorit hramul, preasfințitul Părinte Vincențiu le-a vorbit credincioșilor despre viața plină de jertfă a Sfântului Antimi Vireanul, mitropolitul Țării Românești, model de mărturisire creștină, de trăirea învățăturii lui Hristos într-o lume secularizată. Întreaga viață a Sfântului Ierarh Martir Antim a fost o viață de jertfă, a fost o viață de mărturisire prin credință, prin nădejde și mai ales prin fapte a Mântuitorului Iisus Hristos. Este un om trimis de Dumnezeu poporului român. După cum peste 100-150 de ani, Dumnezeu l-a trimis în Transilvania pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Așa ni l-a trimis și nouă pe Antim. Astăzi am putut poposi în această frumoasă biserică, fiindcă Sfântul Ierarh Antim este hramul protopopiatului Oltenița, dar și al treilea hram al acestei frumoase și binecuvântate case a lui Dumnezeu, această sfântă biserică. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Sfântul Antimi Vireanul al protopopiatului Oltenița, care a împlinit 8 ani de la înființare. După Sfânta Liturghie, preasfințitul Părinte Vincențiu a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii, slujitorii și binefăcătorii parohiei trecuți la Domnul.